Ateuimi bucurându-te, asta înseamnă a admira. Și sentimentul ăsta este unul dintre cele mai frumoase sentimente pe care le poate încerca cineva în viața lui. Totul este să aibă prilejul să o facă. Iar Mircea Cărtărescu este unul dintre puținele prilejuri pe care le au românii de a admira, adică de a se uimi bucurându-se. Asta trăiesc eu în mod esențial în fața lui Mircea Cărtărescu. El face parte, să mă ierte că este aici, pentru că lauda spusă în față îl chinuie pe cel care o aude. Și cum el e un om timid la rândul lui și de bun simț, suferă, cred, acum. Dar îl rog să înțeleagă că e vina lui că și-a depășit granițele și că a devenit monstruos. Și că este întâmplător contemporanul nostru.